cameră, ce urmează? A? Da. Pâine mai este undeva? Acolo am pus toată pâinea. Unde? Pe masă? Cred că pe toată lumea. Ce ați adus? Cu ce doriți să contribuiți? Alimente, cu chestii igienice, pentru nutriții patenți. Avem o țări. Da, bunicii mei sunt din Cernăuți. M-am gândit că e ceva frumos să fie un greu la momentul ăsta. Ce spune? Sunt speriați? Nu mai sunt. Rude mai sunt acolo? Sunt da, speriat, ați vorbit cu ei? Ce? Nu, n-am reușit. Sunt în Kiev. În Kiev? Chiar? Da. Și n-ați reușit să luați legătura? De ce? Pentru că ei vorbesc mai mult limba rusă și ne întrece mai greu. Înțeleg, dar ați reușit să-i sunați și nu se formează? Sunt probleme și cu telecomunicațiile? Dar frații mei. Înțeleg, ce m-a impresionat cel mai tare? Cel mai tare? Nu e vorba de impresionare, e vorba de mai mult mâhnire la ce se întâmplă. De impresionare nu poate impresiona unul doi. Mă refer acum faptul că ați contribuit. Empatie față de familiile despărțite, de mame, de copii, de tătici care rămân da, dincolo? Da, și eu ca părinte mă gândesc la... Mă pun în situație și toată lumea ar putea face așa ceva. Dacă ar fi câteva plase de galeguri. Numele tău, te rog. Ce faceți în seara asta? E o oră târzie, vă pregătiți să mergeți spre Sighetul Marmației? Da, am început să strângem și noi fonduri. Am văzut pe social media mobilizarea, iar fiind o asociație umanitară, am venit să acordăm un ajutor. Cu ce? Ați venit cu mașini? Am venit cu două mașini și o dubiță în momentul de față. Ce faceți? Și transportăm ajutoarele umanitare către Sighetul Marmației. Vi s-a spus că e nevoie de ceva anume, v-ați mobilizat într-un anumit mod, e nevoie de transportul refugiaților? Este nevoie și de transport, este nevoie de alimente neperisabile, alimente perisabile, scutece, lapte, praf, lucruri de igienă, foarte multă apă, pături calde, hăinuțe pentru copii, hăinuțe pentru femei,
iar ieșim, vedem ce e acolo și atunci ne conformăm mai departe. Vreau să vă întreb, împărțiți doar în zona Sighetul Marmației sau mergeți și dincolo spre Ucraina? În momentul de față, în Sighetul Marmației mergem, să vedem ce aduce mâine, ținem legătura și asociația noastră și ceilalți asociații, ținem legătura cu asociații internaționale și cu organele statului din zona respectivă, să vedem care sunt numerele și numerele refugiaților și care este procedura prin care putem ajuta. Asta rămâne de văzut. Câte transporturi puteți face în seara asta? În momentul de față, în seara asta o să facem unul. Vom vedea ce găsim la Sighet și ne conformăm. Numele tău, te rog frumos. Schiș Bolaș. Ești, ce ești? Ce ești? Eu știi? Cel mai tare om. Mai este încălut tot așa. Hai, doctor. Da. Tot. Cineva ar trebui să urce acolo și să le aranjeze. Scuze. Urând de apă, atât. Urând de apă. Da, servele. Da. 1, 2. Și astea. Vezi că e grea. E, tată. Soare cu tine. Asta. Merge. Poți? E. Strâns la finalul zilei, cam cât estimați că s-a strâns aici? Ce cantitate? Am ce ajuns la finalul zilei, după cum se poate vedea, deja avem ambalat un palet de pampers pentru copilaj. Mai mult ca sigur, mai sunt încă vreo 3 înăuntru. Am primit dube întregi de apă. Am primit în jur la 100 de pâini. Foarte multe conserve. Un domn acum ne-a adus 25 de pături, doar unul singur. Unde le transportați? Volumul e foarte mare. O să le transportăm, o să încerce o parte din șoferii noștri să ajungă peste vamă în Ucraina, că acolo am descoperit că e foarte mare nevoie de pături, de mâncare și în special produsele pentru bebeluși, pampers, tot ce necesită un bebeluș. O parte va ajunge la centrul de refugiați din Sighet, unde e foarte mare nevoie de produsele pentru bebeluși, deci astea sunt cele mai solicitate. Și o parte din ele o să păstrăm pentru cei ce trebuie să ajungă și la Oradea. Dar vedeți, după o zi ce s-o aduna, deci clar o să facem față. E doar una. Mâine se va continua? Da, sigur că da. Începem de la 11. Și mai mult ca sigur n-o să mai existe pauza de la 2 la 5. Asta a fost. Să vă prezentați. Mă numesc Camelia Groza, fondatoarea grupului Oradea alături de Ucraina. Poate ajuta cineva cu numărul de la tău, vă rog. Luci, noi da. Nu. Ar trebui să vedem ce mai avem pe risap. Hai să începem cu portul. Hai să începem cu portul.
Sper să nu uite de pâine. Aici foarte important, saj de dormit. Să știi, saj de dormit, scrie, da. Saj de dormit dacă este nevoie. Jucării pentru copii. Deci vine până la refuz, dubita, nu? Scuze-mă că n-am reținut. Olaș, fii atent, la Cidor. Aici, știu unde e Cidor. O să ne dea pâine, dă pâine voluntar. O mașină dintre voi care va trebui să lase un pic de loc sau să... Da, bine, ceau. Știi ce, vrem un vorbă. Copii, Hai să luăm. Spune-mi cum ai venit dimineața, cu ce gânduri și ce s-a întâmplat pe parcursul zilei. Sincer, am venit cu toate gândurile bune și cu cea mai pozitivă, dacă pot să spun așa, energie să ajut. Inițial am venit să las câteva colete ce am strâns eu cu donațiile prietenilor mei și ale familiei. Ulterior s-a făcut așa ca un bulgăre la vale și am reușit să strângem multe donații. Toată lumea a venit, sunt efectiv scopreșită, sincer. Practic ai rămas aici? Și am rămas... N-am mai putut să plec. Ai rămas să ce? Să ajut. Am făcut pachete, am sortat de la haine, la obiecte de igienă. Tot ce a fost adus a fost sortat, pus pe categorii și acum deja le încărcăm să le trimitem către Sighet. Cum s-au mobilizat orădenii, vihorenii? Eu nu sunt din Oradea, dar sunt extraordinar de impresionată de ce s-a întâmplat astăzi aici. Nu mă așteptam, sincer. Și încă vin oameni să aducă și nu știu cât e ceasul, 8, 9, am pierdut șirul. Perfect, mersi tare frumos.